Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru și vă invit la o nouă dezbatere electorală în studioul nostru. Oaspeții mei astăzi sunt reprezentanții echipei USR Plus. Îl avem invitat pe candidatul la primărie din partea acestei alianțe, senatorul brașovean Alen Coliban. Bună seara, bună și seara. Bun revenit alături de noi, însoțit de Flavia Boghiu, gingașa și delicata Flavia, care devine o voce din ce în ce mai greu de ignorat în peisajul politic al Brașovului de astăzi. Bună seara, Flavia! Bun revenit! Pe Flavia o regăsim pe lista de candidați pentru Consiliul Municipal Brașov. Umăr la umăr veniți și spuneți, domnule Alen Coliban, e timpul pentru primăria brașovenilor. Da, cui astăzi primăria? E o discuție lungă, dar pe foarte scurt, dacă ne uităm la toate acțiunile din ultimii 4 ani, la toate petițiile prin care cetățenii Brașovului au cerut să le fie ascultată vocea, pentru că au lipsit dezbateri publice, au lipsit cetățenii din aceste decizii. Fie că vorbim de construcțiile pe dealurile din Șchei, fie că vorbim de drumul forestier Gorița, fie că vorbim de felul și dimensiunea la care se face nou spital al Brașovului, de fiecare dată decizia a fost luată undeva într-un birou. Da, dar și de niște aleși ai noștri, teoretic. Practic, acolo noi am trimis niște reprezentanți, o majoritate i-a desemnat. Da, cu adevărat. Că dar, nu ne-a și reprezentat, dar noi am votat. Dar iată că societatea brașoveană spune că nu se mai poate așa. Și au fost zeci de mii de oameni care au semnat petiții, care au transmis un mesaj puternic către administrația locală și care cer un alt mod de a se face politică, în folosul cetățeanului. Pentru că de multe ori, când vorbim de puzuri, vorbim de interese imobiliare și vorbim chiar de mafie imobiliară. Când vorbim de tăierile de păduri, vorbim de cu totul altceva decât interesul nostru al tuturor și de pădurile noastre ale tuturor, care sunt, iată, exploatate și gestionate altfel decât ne-am dori. Și despre asta este vorba, despre felul în care vom readuce Brașovul în interesul brașovenilor. Deci tot prin votul democratic al brașovenilor sperăm ca aceste hotărâri să se ia altfel decât în spatele ușilor închise, decât în afara unor dezbateri publice. Da, veți putea să țineți frâu acestor oameni, pentru că da, poate primarul se schimbă, dar mulți dintre oamenii lui rămân acolo. Primarul este dator să vină cu o echipă în fața alegătorilor și cu un mod de lucru, pentru că este o poziție de leadership, este o poziție de om care conduce orașul și ești responsabil pentru toți oamenii pe care îi ai și alături. Ești cel direct înjurabil până la urmă, evident, nu? Pentru că pe primar mă supăr. Din punct de vedere electoral, ești cel care decontează toate oalele sparte, dar primarul este dator să dea un nou ritm, să facă ordine în administrația publică și lucrul ăsta se poate, inclusiv pe cadrul legislativ actual. Deci există ideea de performanță în administrație publică, există evaluările, există criteriile care stau la baza acestor evaluări. Trebuie doar să le aplicăm și să le aplicăm contați în interesul cetățeanului. Contați pe ele că ați putea face curățenie în sensul că unii oameni chiar trebuie înlocuiți și, din păcate, legea funcționarului public, statutul, nu prea îți dă pârghii ca primar. Mulți dintre cei care vin din zona privată se plâng de acest lucru. O, Doamne, la mine la firmă făceam asta imediat, aici sunt atâtea proceduri până dai afară un om care chiar nu-și face treaba. Este necesar să arătăm respect față de funcționarul public și să-l credităm cu buna credință și cu bunele intenții, bunul interes. Pentru toate lucrurile pe care vreau să le aplic, cred că este nevoie de o reformă în felul în care este gândit aparatul administrativ al primăriei, dar o reformă care să fie în direcția încurajării performanței și a pasiunii, a iubirii față de oraș. Pentru că sunt convins că sunt foarte mulți funcționari publici la ora actuală care fac și și-au ales cariera aceasta din pasiune și din dragoste față de oraș. Trebuie doar să muncesc. Exact. Și trebuie doar să le creăm acel context echitabil și normal de a-și desfășura lucrurile. Din informațiile care ajung și la urechile mele, e inacceptabil primarul să înjure și să bată cu pumnul masă și să țipe pe holurile primăriei. Este o relație nu aveți de șef. Aveți asemenea informații? Ajung informații de acest gen și la noi. Funcționari supărați. Da, funcționari supărați, inclusiv cetățeni care ajung să asiste la astfel de scene. Și nu este normal, nu este normal în tot ce înseamnă un management modern al anului 2020. Deci cu zâmbetul pe buze, mâna de fier în mănușă de catifea, spuneam Flaviei, cu zâmbetul pe buze, cu vocea domoală, dar cu criterii clare de performanță. Noi am mai povestit, o întrebam pe Flavia Boghiu, cam cum vede această schimbare în primărie, că ea s-a confruntat ca și șef de ONG, dezvoltând programe sociale, cu
anumite poziții publice. Vreau să mai adaug un lucru, că vin dintr-o zonă privată. Mi-am câștigat banii din zona aceasta privată, nu am lucrat la stat. Însă, în ultimii 5 ani înainte să intru în politică, am lucrat într-o organizație foarte mare la nivel mondial, într-o federație internațională, care avea de la criterii de integritate până la metrici foarte clar stabilite. Practic, tot ce făceam exista conform unui plan, conform unei strategii. N-aveați voie să țipați și să înjurați. Nu, absolut deloc. Este un mediu în care am și învățat puține diplomație și un mod de a interacționa cu oamenii. Vreau să aduc aceste lucruri, toată cultura organizațională pe care am învățat-o în anii de lucru în mediul privat, să încerc să o transpun și în mediul de administrație publică. Și sunteți gata să înfruntați coaliția dinozaurilor? Nu cred, că, e vorba. Nu cred că este vorba de o coaliție a dinozaurilor și, din punctul meu de vedere, sunt oameni care vor să facă și fac și oameni care nu vor să facă și probabil că vor trebui să-și găsească o altă carieră. O să le sugerați asta sau... Rezultatele lor o vor face. Am înțeles. Cum merge campania, Flavia? Foarte bine. Foarte bine. Din mesajele pe care le primim de la brașoveni, se pare că bate vântul schimbării la Brașov și lumea își dorește asta din ce în ce mai mult. Sunteți încurajați, sunteți primiți bine. Și ne bucurăm să vedem că din ce în ce mai multe persoane și care nu sunt neapărat din categoria tipică a votantului USR Plus încep să-și dea seama că 4 mandate au fost destul și că își doresc altceva în fruntea primăriei Brașov. Care e de fapt această categorie tipică? Votantul robot, așa, portretul robot al votantului USR, există așa ceva? Adeseori ni s-a spus că suntem partidul tinerilor sau acelor, în general, ne votează tinerii, dar ne bucurăm să vedem că valorile pe care le promovăm, cum sunt integritatea, competența și o administrație corectă, sunt pe placul tuturor categoriilor de vârstă. Și vor fi întotdeauna, până la urmă sunt valori universale ale oamenilor, nu cred că ați descoperit gaura de la covrig. Noi cred că spargem acest stereotip, că suntem partidul unora sau altora, pentru că ceea ce propunem este un program coerent și soluții pentru tot Brașov, pentru fiecare brașovean. Fie că e vorba de un copil de 2 ani de zile care la ora actuală nu are loc în creșă, fie că vorbim de o persoană vârstnică și ce nu are... cu căruciorul pe trotuar. Nici mama cu căruciorul pe trotuar, nici studentul care trebuie să plece din Brașov pentru a studia în alte centre universitare sau persoanele vârstnice care nu au suficient sprijin din partea autorității locale. Și mă bucur că am venit în echipă în fața tuturor astăzi pentru că putem discuta despre toate măsurile noastre, inclusiv pe zona socială, care poate că discutând atât despre parcuri și despre spital și despre universitate și despre economie, poate că au trecut cumva neobservate. Când de fapt e mare nevoie de măsuri concrete în zona socială. Aș mai vrea să vă întreb ceva legat de cele spuse de mulți dintre competitori, că aici pe scaunele acestea se perindă și competitorii dumneavoastră. Mulți spun că tinerii și cei pe care îi reprezentați sau că sunteți un produs de teleshopping, să spun așa, de genul frumos, atrăgător, deci vi se recunosc anumite merite, discurs frumos, blând și etc. Tot ce ar mai trebui într-un portret robot al candidatului ideal, dar dincolo de asta e foarte multă incompetență și lipsă de experiență. Lipsa de experiență, cumva, n-ați lucrat în administrație, să spunem, dar că nu știți, că n-ați citit legea, că nu știți procedurile, că veniți și vindeți vise, iluzii, că nu se poate, de fapt, domnilor, ce promiteți. Ce am învățat și mi s-a spus? Că politica se face pe mesaje. Și probabil că există undeva un consultant care s-a gândit că ăsta e mesajul cu care va obține mai multe voturi. Dar surpriza mea este că am contracandidați care mă întreabă și tu ce ai făcut. Și nu știu lucrurile pe care le-am făcut. Lucruri care sunt total transparente, sunt disponibile și CV pe site-ul Senatului. CV Challenge, domnule Alencol Ivan, CV Challenge, spune un alt CV-ul competitor. CV-ul meu este public și este disponibil și nu lipsește niciun online. An, că mi s-a spus că niște ani din biografia dumneavoastră nu-s. Nu, dacă are cineva ați o întrebare ascult, sau... Supat, ați... Nu, sunt toți acolo. Și, sunt toți acolo. Dacă ne uităm pe rezultate, că mie asta îmi place, despre asta îmi place să vorbesc, veți vedea că sunt cel mai activ senator brașovean, cu toate că am contracandidați. Bun, și asta înseamnă lor de cuvânt, senatori, proiect
proiecte legislative, președinte al Comisiei pentru Mediu, am făcut ancheta la gropile de gunoi, am făcut DNA-ul pădurilor, legea mirosurilor, sistemul de garanție pentru ambalaje care să ne scoată tot plasticul din natură. Și iar în plan local mă surprinde faptul că nu știu contracandidații mei despre American Dream, despre proiectele de pe dealul Lidinschei, despre drumul forestier Gorița, despre lupta cu groapa de gunoi care ne-a otrăvit și ne-a împuțit aerul orașului, despre monitorizarea paralelă a calității aerului. Avem primarul nostru care se laudă acum cu o rețea de senzori. Domnule primar, cine v-a spus de unde și cum să faceți o astfel de rețea în decembrie anul trecut, când dumneavoastră spuneați nu am nicio pârghie? Uite că există pârghi, uite că există soluții. Dar știți ceva, aici în emisiune, acum de o zilă, domnul primar a recunoscut că a preluat foarte multe idei bune din zona dumneavoastră. Și inclusiv acum face genul acesta de preluări în campanie electorală. Dar e doar un copy-paste de campanie sau credeți că pot deveni proiecte viabile? Până la urmă să se unească niște forțe bune pentru orașul nostru, mie mi se pare o perspectivă fericită pentru mine ca brașovean. Sau nu credeți în ele? Aici e, acum în campanie multe sună mai frumos decât Flavia, pentru că am tot discutat în pandemie și cum ar trebui făcute serviciile de suport pentru persoanele vârstnice. Vă ajutăm din Brașov, a reușită. Existat, vă ajutăm din Brașov. Tot vorbim despre rezultate, da, nu despre produse de marketing, ci chiar despre oameni care au făcut. Eu și la teleshopping am luat să știți produse foarte bune. Nu le-am dus înapoi, sunt mulțumită. Deci... Și ar mai fi un aspect pe care aș vrea să-l punctăm, legat de faptul că sunt sau nu doar promisiuni electorale. Subiectul centrelor de permanență, un subiect pe care noi am discutat încă de anul trecut și care până acum n-a fost în atenția niciunui alt candidat, apare acum în prag de alegeri pe agenda tuturor. Mai mult decât atât, primarul găsește în ceasul al 13-lea că vrea să le facă. Este de 16 ani primar, cunoaște comunitatea sau ar trebui să-i cunoască nevoile. Până acum nu se puteau face și dacă tot suntem noi cei care suntem doar un produs de teleshopping, cum de ideile noastre sunt atât de bune încât sunt preluate și de către ceilalți? Dacă discutăm despre teleshopping, anumite produse ale acestei campanii electorale sunt chiar hilare. Faptul că noi am ajuns să inaugurăm un segment de pod, tronsonul 1 al pasajului de la Farte. Cum adică inaugurezi un tronson al unui pasaj? Ce faci? Sar de pe el? Ori termin pasajul, ori nu-l termin. Nu există ideea de tronson pe un pasaj de 300 de metri. La fel, se vorbește despre centrele de permanențe care vor fi cândva amenajate niște foste centrale. Un centru de permanență poate fi amenajat într-un univers de timp foarte scurt, acum în pandemie, când avem mai mare nevoie de el, într-un apartament de bloc de 3-4 important camere. Să existe... Important este să existe și să fie în fiecare cartier. Și să existe acești oameni care să ne medicii ajute de familie. Da. Bun. Și acolo sunt multe de făcut. Și pentru că ați venit împreună și pentru că Flavia Boghiu are, în ciuda vârstei fragede, numele legat de atâtea proiecte sociale, haideți să vedem puțin această zonă. Pentru că, așa cum spuneați, se vorbește mai puțin de această zonă, pentru că e mai social-democrat, așa cumva atribuită într-un mental destul de ciudat, că nu e corect. Cred că o abordare politică corectă înseamnă și plusvaloare și acoperirea necesităților sociale în egală măsură. Ce se schimbă în Brașov dacă mergeți umăr la umăr în echipă la primărie? Cine începe? Flavia a început deja de mult. 10 ani de experiență. Da. Nu? Are 30 cu totul, de 10 ani lucrează. CV complet acolo, da, CV challenge, deci da. Fiecare an. Și fiecare realizare și fiecare efort depus care s-a concretizat în rezultate. Legat de serviciile sociale, cu ce venim? Și am spus-o de câte ori am avut ocazia. Serviciile sociale nu înseamnă pomană, nu înseamnă a da, înseamnă a crea o infrastructură modernă de servicii care să fie la dispoziția cetățeanului. Înseamnă să ai grijă ca orașul pe care îl conduci să acopere nevoile tuturor categoriilor de cetățeni. Și pentru că spuneam despre care e acum nivelul de acoperire a serviciilor sociale în Brașov, există o cercetare, deci vorbim doar pe date, care spune că în momentul de față, în Brașov, sunt acoperite 14,7% din nevoile de asistență socială. Și asta sunt acoperite în zona publică sau cu ajutorul ONG-urilor? Publică, publică și privată. Publică și ONG-uri. Cumplit, adică o cifră alarmantă. Și vom lua, de exemplu, pentru că suntem un oraș îmbătrânit, vom lua exemplu familiilor de vârstă adultă, 40-50 de ani, care au părinți în viață, poate, părinți, socri, pot ajunge până la 4 seniori
în îngrijire, mai ales dacă nu mai pot avea grijă de sine, au copii la facultate. Generația sandwich. Exact. Da. Și care în momentul de față nu au acces la infrastructură de servicii sociale, de servicii care să-i sprijine. Nu este vorba de a lua primăria în responsabilitatea sa toată grija pentru toate categoriile de cetățeni, cât de a pune la dispoziție și a veni în ajutorul fiecărui cetățean în problemele de acest fel. Deci la această categorie vă gândiți îndeoseb și sunt și eu vizat aici, pentru că, da, într-adevăr, părinții noștri îmbătrânesc și nu-ți poți lăsa jobul pentru a-i îngriji. Pe de altă parte, domnule Alen Coliban, apropo de ce se lansează înspre această zonă, cum că USR Plus, cumva, sunt, această alianță e asociată cu zona ONG-urilor, ONG-știi sunând rău, adică peiorativ, așa, vine dictatura ONG-urilor, nu veți asculta de grupurile de interese de mafia imobiliară, ascultați de ONG-uri. De acolo vin directivele. Acesta e nou bau-bau? Că am tot auzit și de ONG-ul, soră, și am auzit de tot felul de bau-bauri. În fiecare campanie e un leitmotiv. Să ne uităm atent ce înseamnă ONG. Organizațiile non-guvernamentale. Asta înseamnă societatea civilă. Înseamnă acei oameni care au o carieră, dar care se implică să schimbe ceva în bine voluntar într-o societate. Voluntar. Uneori există și programe de finanțare în funcție de la domeniu la domeniu. Dar e esențial că se implică să facă un lucru sau să presteze un serviciu pe care statul nu este capabil să-l acopere. Se implică cu expertiză, exact. Nu? Cu oamenii pe care îi pregătește, îi instruiește. Exact. Cu muncă. Există acțiuni de tip watchdog în care doar urmărești ca statul să-și facă treaba, cum se întâmplă de multe ori, de pildă, în zona pădurilor, da, și a managementului forestier. Dar există, mai ales pe zona socială, servicii care altfel nu ar exista în România dacă nu ar exista aceste ONG-uri, aceste asociații. Și în Brașov avem norocul să avem oameni care sunt și capabili, competenți, au și experiență de ani și ani de zile și care acoperă o paletă foarte largă de servicii sociale pe care primăria eșuează să le adreseze, să le acopere. Și nu sunt resurse, există resurse, practic. Există un model și pornește totul de la felul în care așezăm cadrul, de la contextul pe care îl creăm, pentru că există oportunități de a face programe de finanțare care să fie urmăribile pe bază de rezultat. Așa cum și la cultură, și în sport, dar și în servicii sociale, poți să ai niște indicatori. Număr de persoane vârstnice deservite, de exemplu. Beneficiari. Și în funcție de acest indicator să faci atribuire de fonduri către ONG-urile care pot să acopere nevoia. Pentru că nevoia, așa cum spune și Flavia, este foarte mare și avem nevoie de colaborare, de legătura asta dintre administrația locală și mediul societății civile, mediul ONG-istic. Da, Flavia, de asemenea aș întreba, și în zona ONG-urilor, pădure fără uscături nu există și aici, din păcate, aveți de luptat și aici mă refer la Flavia Boghiu și ca președinte al unei coaliții, unei asociații de ONG-uri, da, pe care ai această experiență. Au fost aceste uscături care au stricat imaginea, cumva s-a, că de-aia e bau-bau ONG-ul, vine ONG-ul și noi... Că se scurg fonduri acolo, că sunt niște găuri negre, că de fapt doar în scripte sunt serviciile și nu realitate. Cum faceți ordine și cum poate primăria să facă lumină în această zonă și să garanteze că serviciile vor fi asigurate de ONG-uri care performează, care... Vine primarul să ia asupra lui responsabilitatea, da? Girează. Iată. În primul rând, oamenii din ONG-uri vin cu energia și pasiunea de a face ceva pentru comunitate, fără a avea dinainte resursele. Deci, oricum, premiza de la... Deci se angajează să facă ceva pentru comunitate. Apoi, discutând despre fonduri, atunci când accesează fonduri, mecanismele de control și de asigurare a transparenței pe fonduri europene sunt foarte riguroase și felul în care poate primăria să se asigure că ele merg în direcția în care trebuie, fie că sunt fonduri de la bugetul local sau din alte mecanisme de colaborare, poate pe accesare proiecte pe fonduri europene împreună, este tocmai prin acel cadru predictibil, transparent, cu indicatori de control, exact așa cum spunea și Alan. Indicatori de control înseamnă câte servicii, câți beneficiari și gradul de mulțumire al beneficiarului, poate, nu? Unde s-au dus banii, ce s-a întâmplat cu ei, dacă au fost folosiți așa cum trebuie,
Pentru că până acum experiența ne-a arătat că ONG-urile, și există studii pe tema asta, au reușit să ofere servicii mai bune, mai multe, din bani mai puțin decât au făcut autoritățile publice. Cel mai prost gestionar al banului public e statul, nu? Este recunoscut. Și dacă vorbim de anumite zone, gen violența domestică, serviciile sublime, dar lipsesc cu desăvârșire în zona publică, da. Nu? Și nu numai. Și dacă vorbim despre sănătate, ajungem la niște exemple foarte ciudate. Știm cu toții de exemplu Asociației Dăruiește Viață, da? Care s-a apucat o asociație să construiască spitale în România. Cu toate că noi dăm bani în sistemul de sănătate și contribuim nu puțin. Deci bani, problema nu este de bani, problema este de management și de competențe. Și vedem că de multe ori mediul acesta ONG-istic, societatea civilă reușește să arate că e dezvoltat cu doi pași înaintea statului român ca maturitate și capacitate de management. Am răspuns și la întrebare. Și exemplul ăsta l-am avut și la Brașov. Proiectul de spital modular a venit dinspre societatea civilă, dinspre Fundația Hera. Avem, iată, exemple la Brașov de societate civilă matură, competentă, iar pe zona de servicii sociale există chiar, Flavia vă poate spune mai în detaliu, ce înseamnă certificările pentru a putea să funcționeze în zona furnizării de servicii care sociale. Garantează, deci nu poate să vină oricine și gata, mă ocup deci eu de persoane de în nevoie. Deci nu am și zic eu vreau copiii străzi. Nu merge. Nu. Și procesele sunt foarte riguroase și mai mult decât atât suntem supuși la același proces de licențiere ca autoritățile publice. Ceea ce arată că odată ce avem licența, putem să facem același serviciu ca autoritatea publică, doar că noi nu suntem finanțați pentru el. Noi suntem lăsați să găsim sursele prin care să putem să-l oferim. Deci competență, responsabilități, mai puțin finanțarea. Finanțare. Și atunci dacă și noi și autoritățile deservim același grup de persoane, nu putem găsi o modalitate prin care autoritățile să-și dea mâna cu societatea civilă și să vadă cine poate să preia subiectul unei anumite categorii care are nevoie de ajutor. Noi putem, dar unii dintre cei afectați vor țipa ca din gură de șarpe și iată că țipă deja și spun atenție la ONG-iști ăștia, sunt vocali, sunt obraznici și ne trag preșul de sub picioare. Spuneați că bunica dumneavoastră este suporterul cel mai înflăcărat și poate ne urmărește și acum. Ce și-ar dori dumneaei să se întâmple pentru seniori? Apropo de faptul că e așa de mare diferența între bătrânii noștri și cei din Occident. Mă bucur că ați adus subiectul, pentru că Omi, bunica mea, este... Așa îi spuneți, Omi? Omi, da. Este o persoană foarte mândră și vrea să fie independentă și la aproape 90 de ani... Încă vrea asta. Vrea să, da, vrea să se deplasează, gătește, vrea să așa simte ea că trăiește, inclusiv petrecerile din familie, vrea să fie sufletul lor și să ia să se ocupe de masă. Să facă ceva bun acolo. Exact, dar... E foarte important să înțelegem mândria aceasta a persoanelor care vârstnice, demnitate, de fapt. Care ține de demnitate și de sentimentul de a trăi, de a fi în viață, de a avea un rost, de a face ceva. Pe de altă parte, trebuie să fim acolo să îi susținem când au nevoie. Și e foarte mult de lucru în a construi relația aceasta. Și iată că inclusiv grupul Vă Ajutăm din Brașov, când am avut acel call center, încercam din câteva întrebări simple să înțelegem cât mai mult din nevoia și din situația reală a fiecărui solicitant, fără să fim intruzivi și fără să îi punem într-o situație de jenă, respectând demnitatea. Pentru că nevoile erau felurite, nu erau numai acelea de aprovizionare. În anumite situații erau cazuri la limita cazului social și aveau nevoie și de... Aveau, în alte situații aveau nevoie pur și simplu să stea de vorbă cu cineva. Și aici, dacă îmi permiteți, la momentul la care setam întrebările pentru call center pentru operatori, ne puneam discuția până unde mergem, ce vom face pentru ei. Și Alan insista ca dacă avem o solicitare de cineva care ne cere integrame sau rebus, da, să facem efortul, pentru că dacă este izolat în casă și putem să-i aducem puțină liniște și confort cu asta, merită să facem efortul. Sau da. Pentru că tu cunoști atât de bine această zonă și nu numai, că părinți în vârstă, bunici, avem cu toții, deci demnitate. Și mai este ceva, sigur, în zona seniorilor lucrurile sunt clare, aici trebuie mers așa, dar mai e o zonă socială importantă. E zona aceea în care cred că s-a mers prea mult pe cultivarea mentalității de asistat și pe perpetuarea unei stări săraci și mulți ușor controlabili. Și aici poate că unii trebuie ajutați să-și depășească această condiție.
Asta înseamnă administrația modernă. Să vezi unde vrei să duci orașul respectiv, o anumită categorie de populație și să faci servicii care să-i scoată din zona de dependență în a-i face util pentru sine, în primul rând. Și cât mai puțini asistenți sociali. Poate fi un deziderat pentru orice primar modern. Cât mai multe servicii de suport și prileji de interacțiune, de socializare, de lucruri pe care vrei să le faci la fiecare vârstă. Aceste activități pentru seniori s-ar putea inspira din programe europene. Am văzut bătrâni în Germania, în Austria, au viață, au cluburi, trăiesc, fac excursii. Mie mi-ar plăcea, că tot s-a adus în discuție ce facem cu centralele acestea dintre blocuri. Mi-ar plăcea să avem centre de cartier în care să se întâmple activități pentru toate vârstele. Un soi de cluburi, nu? Un soi de cluburi. Să poți să mergi să înveți să dansezi sau, dacă știi să dansezi, să mergi să practici hobby-ul tău acolo. Sau să joci șah sau o grămadă de activități pe care le poți face la diverse vârste, dar e important să creăm oportunități de interacțiune, de socializare, dar și de relaxare în cartiere. Un Brașov al copiilor, cum îl vedeți? Că sunt estetic tânăr, cu copii mici și... Îl văd, în primul rând, dezvoltat de așa natură încât să aibă cetățeanul, să aibă omul în centrul lui, nu mașină, nu altceva. Acum copiii sunt ca niște băgăjele, îi punem în mașină, îi ducem dintr-un loc într-altul, la balet, la tenis, la desen, și părinții sunt deseori niște taximetriști. Da, dar să ne uităm atent la toate nevoile, pornind de la locurile în creșe, care sunt probabil jumătate din necesarul real. Chiar mai puțin. Locurile din școli, locurile din licee. Iată că vedem anul acesta, Brașovul a fost undeva foarte sus la media admiterii la liceu. Avem elevi din Brașov care nu mai au loc la liceele din Brașov. Și continuând pe tot ciclu de învățământ cu universitatea. Dar revenind, avem nevoie de un sistem de a ajuta părinții. La ora actuală, dacă vrei să te plimbi cu copilul pe stradă, să fii pieton, nu prea ai pe unde. E o aventură. Este o aventură. Nu ai trotuare care să fie dimensionate astfel încât să poți merge ușor cu căruciorul, mamă tânără fiind sau tată tânăr fiind. Nu ai suficiente oportunități și educaționale. De obicei, dacă ne uităm la nivelul vârstelor mici, mai există locuri de joacă. Dar de la o vârstă încolo nu ai nici măcar oportunități de a face sport. Taximetria vă așteaptă dacă nu faceți ceva. Da. Deci front de lucru este uriaș pe toate, tronsoanele. Tineri sunteți, dornici de treabă sunteți. Nu v-a speriat încă nimeni? Campaniile nu sunt mereu cor de îngeri. Nu vă așteptați la adevărat. Deci nu v-a speriat încă nimeni. Cred că dacă ne-am fi speriat până acum, mai ales că am intrat în politică, am fost printre cei proaspeți ai politicii recent intrați, până acum nu ne-am fi asumat o asemenea misiune și aceea de a candida la primăria Brașov, respectiv Consiliul Local, cu toate că la început, acum câteva luni, ni se spunea că nu avem șanse, iată că se pare că șansele noastre sunt din ce în ce mai evidente pentru toată lumea. Da, și asta poate însemna și că deveniți țintă. Am înțeles, CV-ul e public și tot ce ați făcut e public, tot ce faceți în Parlament e public, dar la un moment dat campanie înseamnă și murdărirea familiei, atingerea unor sentimente ale candidatului și dacă acum candidatul rezistă, familia... Asta doar pentru cei care nu au altceva de oferit, din punctul meu de vedere. Pentru că dacă ai ceva de oferit societății din care provii, nu faci astfel de campanii, nu recurgi la astfel de tehnici. Am auzit și eu tot felul de amenințări și de umbre, că să vezi ce o să-ți fac, o să te atace cu soția, cu partenera, cu... Bun, eu sunt în politică de 4 ani de zile, am ajuns direct într-un parlament care era condus de Liviu Dragnea, am înghețat în stradă și în piețe la legile justiției și la toate protestele respective. În stradă? Am fost în 2012, am fost în piața universității, când nu părea că avem vreo opțiune în țara asta și când eram toți acolo saturați de ceea ce înseamnă politică românească și lipsă de alternative.
nu cred că e ușor să ne sperie cineva în condițiile în care noi ne-am implicat în lupta asta cu toate intențiile bune și cu sufletul curat. Suntem aici să schimbăm lucrurile în România astfel încât să trăim la nivelul la care se trăiește și în afară. Să vedem civilizația din Europa, pe care o admirăm cu toții, să o vedem și aici. De la să și beneficiem nivelurile. De ea. Evident. Că și pe aici pe acolo mai vedem, dar la alții. Primul pas cred că e la nivel de administrație publică. Deci avem nevoie timpul de pentru primăria brașovenilor. Spun la jumătatea campaniei, iată, am ajuns la jumătate, cei doi reprezentanți Alianței USR Plus în studioul nostru, aici încheiem întâlnirea de astăzi, ne mai vedem pe parcursul campaniei. Alen Coliban, candidatul Alianței USR Plus pentru primăria municipiului Brașov, împreună cu Flavia Boghiu, prezentă pe listele aceleiași alianțe pentru Consiliul Local Brașov. Onelia Pescaru, sunt, rămâneți împreună cu noi, mai avem și alți candidați de prezentat.